Fosta soție a șefului DSP Gorj, care a murit într-o ambulanță care a rămas fără oxigen, face acuzații grave. Adrian nu a murit, ci a fost omorât, spune femeia, care consideră că de vină pentru moartea bărbatului este sistemul sanitar. Colega mea, Andreea Cercel, a urmărit subiectul. Andreea, care sunt mai exact acuzațiile femei? Bun găsit, Livia. Într-adevăr, fosta soție a șefului DSP, Adrian Dobrin, a făcut o postare pe Facebook prin care face mai multe acuzații, după cum ai spus și tu, sistemului sanitar românesc. Aceasta acuză cadrele medicale care se aflau în ambulanța cu care era transportat bărbatul în capitală de faptul că nu s-au asigurat dacă aparatura din mașină este funcțională sau nu. Este o crimă, spune aceasta, ce s-a întâmplat și nu se va lăsa până când cei ce au greșit nu o să plătească. Trebuie să vă reamintesc faptul că fostul șef DSP din Gorj, în vârstă de 48 de ani, a murit în timp ce era transportat în București pentru că nu mai avea oxigen. Acesta suferea de COVID-19 și nu putea respira doar cu ajutorul aparatelor. El a fost internat inițial la spitalul din Târgu Cărburești, însă sâmbătă seara a fost transportat în capitală pentru că starea sa de sănătate s-a agravat. Însă stația de oxigen era de iar bărbatul a murit. Medicii au încercat însă să-l resusciteze, însă nu s-a mai putut face nimic. Corpul de control al DSU Târgu Jiu a deschis acum o anchetă pentru a afla care sunt exact cauzele care au dus la această tragedie.